La un moment foarte interesant, ce va avea loc chiar acum, la întâlnirea noastră dedicată managementului, dedicată leadershipului. Este un workshop pe care eu nu l-așteptam cu mult, mult interes, pentru că de fiecare dată când îl ascult, nu doar că îmi captează atenția, ci mă poartă alături de el prin toate gândurile și de fiecare dată rămân așa, cu o perspectivă interesantă, ce mă face să trag anumite concluzii sau să îmi propun anumite schimbări, ori pur și simplu strategii diferite. Vom discuta despre empatie precum un instrument de leadership, așa că vreau să-l invit alături de noi pe Radu Atanasiu. Radu, bine ai revenit alături de noi la evenimentele Biz și la zilele Biz. 1, 2, 3, 4, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, Alex, mulțumesc Marta că m-ai chemat, mulțumesc Biz că faceți chestiile astea și eu am fost la, cred că, prima ediție, ceva de genul ăsta, cu 15.000 de ani și, mă rog, la foarte multe de atunci. Și mulțumesc că ați spus cea mai interesantă prezentare ultima, acum ca toți restul să încălzească, să, cum ar veni, să cânte în deschidere la The Star Presentation. Mai puteți? A fost o zi plină? Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, bine. O să vorbesc despre empatie și hai să încep așa. Dacă ar fi să vă gândiți că voi sunteți această domnișoară sau acest domn sau stick figure-ul ăsta, unde e empatia? Empatia voastră, da? Unde e empatia voastră? Pe aici, pe aici, pe aici, pe unde? Pe aici? Aici, nu? Aici, cineva? Cineva zice că aici? Cineva zice că aici? Ok. E aici. E aici. Adică asta e un misconception pe care îl întâlnesc destul de des. Toată lumea crede că empatia este să ne ținem toți de mână și să ne îmbrățișăm și este foarte bine să ne ținem toți de mână și să ne îmbrățișăm. Folosește, mai ales dacă ești lider, folosește să simți împreună cu echipa ta, dar asta nu e empatia. Empatia înseamnă să înțelegi. Empatia e în cap și e un instrument câteodată machiavelic. Deci o să vă învăț niște prostii acum. E un instrument prin care poți să influențezi oamenii. Da? Empatia înseamnă să înțelegi în cap. Empatie mai degrabă așa, adică ăștia sunt mai degrabă empatici, ăștia sunt niște tipi foarte empatici. Nu neapărat simpatici, dar empatici, da? Deci empatia și simpatia sau compasiunea nu sunt același lucru. Empatia e un fel prin care noi înțelegem, să vedem, ce e empatia, ce după părerea voastră? Cine știe ce e empatia? Primește o apă minerală de la, da, te rog. Zi, normal. Asta cu papucii, asta e definitiv, opa, am dat pe jos. 5 lei, pot să repar? Așa. Asta cu papucii e cea mai, da? Dar poți să zici mai ca și cum ar trebui să scrii un paper științific. Deci empatia este capacitatea de a ce? Ok, de a înțelege, foarte mișto. Despre ce? Ok, despre ce? Despre ce de lângă despre ce despre cel de lângă tine? Imediat. Ok, zim? De a înțelege nevoile, ok? Credeți că un lider e important pentru un lider să înțeleagă nevoile oamenilor din echipă? Da? Ce altceva ar mai trebui să înțeleagă un lider despre oamenii de lângă el? Ce simte, da? În principiu, empatia e împărțită pe aici, până știință, în două, empatie cognitivă, adică să înțelegi ce gândește omul ăla de lângă tine și să înțelegi ce simte omul ăla de lângă tine. Și chestia asta, încă o dată, sunt niște instrumente tăioase și crude cu care poți să motivezi, poți să convingi, poți să faci o grămadă de chestii. Hai să trec repede, că am niște slide-uri și mă chinuie slide-urile, dar o să... Despre asta o să vorbim toată ora, sau cât avem, o oră și jumătate, nu-i așa, Marta? Bine, am zis cu ăștia. Pe mine mă cheamă Radu Atanasiu. Predau la o școală care se numește Bucharest International School of Management. Ați văzut niște oameni de la școala asta zilele astea. Miruna e colega mea. Miruna ești tu, nu știu ce zic Miruna tot timpul. Romina este colega mea de la școală. Am zis și pe scenă, de acum nu o să mai dorm noaptea. Romina e colega mea de la școală și a venit, de fapt e un fel de șef de-al meu. A venit să vadă dacă fac figură bună
pare să că nu, da? Mai predau pe la niște școli, mai predau, am mai vorbit cu niște câteva companii, pare că știu ce zic, nu? Pare că e destul de bine, da? Mă prezint ca fiind un expert, nu o să pot să... Deci acolo am rămas, să știi. Școala asta are niște chestii pentru care... Noi am început, și asta e baza noastră, să facem educație de management pentru manageri, care asta fac. Da? Sunt oameni care conduc companii, care fac un MBA la noi, care fac un mini-MBA la noi și facem asta de vreo 20 de ani. Eu predam argumentare, l-am dat într-un modul, mi s-a schimbat total percepția, o să vă zic imediat de ce. Ce să vă mai zic? Mă mai dau puțin mare, un minut, pot să mă mai dau mare un minut? Nu doar Marta a scris carte. Nu doar Marta, și eu am scris o carte. Yes! Da? Și da, am scris o carte, ea vinde mult mai bine decât mine, dar nebunii ăștia de la Springer au pus un preț absolut tâmpit la cartea mea. Fac niște research, nu contează, ceva vrăjeli, scriu un biz, foarte important, scriu un biz. Deci asta e highlight-ul carierei mele. Mai scriu și în alte vrăjeli, dar mai degrabă în biz mi se pare că e cel mai important, da? Cum ar veni, ar trebui să mă credeți, că zic bine, ce zic? Adică e science-based, e proful care zice, nu? Da? Nu! No! Mama, naibii. Nu, vă rog eu frumos să nu credeți pe nimeni pentru că e expert. Da? Asta e o bază, în medicină există o instituție care se numește second opinion. Știți, există spitale de second opinion. Da? Nu trebuie ca cineva care a studiat ceva să zică că ce e adevărat. Da? Îndoiți-vă, vă rog eu frumos, drept pentru care o să vă rog frumos dacă pare că nu e ceva în regulă să mă contraziceți și să ziceți că nu e așa. Da? Poate că, de fapt, empatia e aici și nu e aici. Da? Poate sunt eu pe coclauri. Da? Ați avut prof așa la școală? Ați avut prof care au zis așa? Ați avut câte unul măcar? Doi? Așa? Da? N-ați avut niciunul? Nașpa, îmi pare rău. Niciunul, niciunul. Zero, zero, niciun... Eu am avut vreo doi. Mi-au schimbat viața. Adică chiar dacă sunt... Să fim norocoși că i-am avut. Da? Ca să dau la joale... imaginii mele de pseudo-expert, alerg așa la maraton, deci, na, ce să credeți, n-are sens să credeți ce zic doar pentru că zic, dar dacă are sens, atunci să-l luați acasă, da? Și o să vreau să vă cunosc întrebându-vă ce ați zice mai departe din ce ați aflat la biz, da? Adică, așa, dacă ați aflat ceva, e cineva care un parcurs de a-și educa mama, de exemplu, care o sună pe mama și zice, ei, am aflat ceva mișto, hai să zic. Nimeni, bine, rușine. E cineva care e un prieten, o prietenă căruia sau căruia îi zice chestii interesante? Ok. Dacă ar fi să vă vedeți cu un prieten sau cu prietenă în seara asta care n-a fost aici, ce zice un lucru interesant pe care l-ați aflat la biz? Eu am aflat de la... Mă rog. Nu, da, un lucru, un... Înțeleg cum e aici, da, asta îi zice cum e aici, dar te întreb ce ai aflat interesant în ziua de azi, de exemplu, sau în zilele care au fost, pe care mi-ai să-l dai mai departe. Că trebuie să fii rezilienți, ok? Da? Ce? Că trebuie să fii inspirat și motivat, da? Da? Ha, ok, interesant, apropo de, da, ok? Da? Să avem curaj să fim vulnerabili, foarte mișto, da? Da? Să înveți să te dezveți chestia asta, am vrut, dar se termina chestia, să-l întreb pe Andrei, cum face că sunt studiate chestiile astea, că unlearning e legat de identitate și se lipește aici de tine și e foarte, foarte greu, e foarte, foarte greu. Dar, da, el e mai înțelept decât noi toți. Bine, o să vă rog la sfârșit dacă e ceva, o să recoltez, dacă e ceva pe care puteți să-l dați mai departe, chiar să-l dați mai departe, dacă se poate și lui mama și vă mai pun o dată slide-ul ăsta la sfârșit. Ok. Aș zice să discutăm despre empatie într-un case study. E cineva de aici care e șef? Ce vrei tu să înțelegi? Ok. E cineva de aici care este șef și aș vrea să-și aducă oamenii înapoi la muncă? Ok. E cineva de aici care este șef și n-ar vrea să-și aducă, dar oamenii vin sau e că-i pus? E cineva de aici care are șef? E cineva de aici care are șef și șeful vrea să vină înapoi la muncă și tu nu vrei? E cineva de aici și e invers? Adică tu vrei să mergi la lucru și șeful zice că să stăm acasă? Da, deci putem să luăm, suntem măcar într-o jumătate din rol din ăsta, da? Ca să ne închipuim că asta e paradigma. Nu zic cum e mai bine sau mai rău.
Zic cum putem să folosim empatia ca să avem mai multă putere în felul nostru de a fi lider. Apropo, poți să fii lider și dacă ești membru în echipă și ai un șef? Poți să fii liderul șefului tău? Marta, câți lideri ai în echipa ta? Ok, și sunt și șefii tăi? Oh, nice, nice. Ok, păi e bine să vedem cum putem să ne influențăm șeful în chestia asta. Bine, asta am furat-o din New York Times. Mi se pare simpatică. Păi, o să încep printr-un exercițiu de a demonstra cum empatia folosește câteodată la ceva. Eu alerg, după cum ați văzut, e o bucățică aici din chestia asta, o să o pun la loc la sfârșit. Și gândiți-vă că alerg în parc, știu că aveți niște joburi excepționale, dar gândiți-vă, vă rog, că vindeți Coca-Cola în parcul Herăstrău pentru 2 minute, da? Asta e jobul vostru. Și aș vrea să vă rog să-mi vindeți o sticlă de Coca-Cola. Vreau să-mi ziceți ceva cât să cumpăr Coca-Cola. Puteți? Vă rog? Zim. Poți să zici. Energie. Energie. Foarte mișto. Mulțumesc frumos. Hidratare. Foarte mișto. Altceva? Zahăr. Foarte mișto. Da, da, da. Deci energie, că e și zahăr și cofeină. Aici zahăr, hidratare. Ce altceva? No, aș vrea să-mi vinzi Coca-Cola, dacă se poate. Eu aș vrea să ne jucăm împreună. Aș vrea să nu-mi strici jocul că mă supăr și plâng. Mulțumesc frumos. Dar ai dreptate cu totul, deși eu beau multă Coca-Cola și îmi place. Poți, te rog, să te gândești dacă ai vinde Coca-Cola, cum mi-ai vinde? Mulțumesc frumos. Bine, ești răută ceasă. Da. Ce altceva? Deci, mă hidratează, îmi dă energie, îmi dă nutriție. Da. Mi-e sete? Da, ok. Așa, ce altceva? Vezi, cine știe marketing, da? Ce altceva? Ca să te recorești. Da, e cald afară, să te recorești. Bine, cool, mulțumesc. V-a plăcut postura de vânzător de Coca-Cola? Mai vreți? Mă opresc acum. Și schimbăm rolurile, da? Tu alergi într-un parc. Voi toți alergați într-un parc. Eu încerc să vă vând o Coca-Cola. Am încercat, de fapt, să vă vând Coca-Cola. Ați trecut pe lângă mine și ați făcut așa, papa, ca tipul ăla de acolo, da? Și n-ați cumpărat. De ce n-ați cumpărat? De ce n-ai cumpărat? Da. Pentru că zi mai pe vorbe. Pentru că... Ok. Pentru că este cumva Coca-Cola, da? Ok, bine. Așa. De ce n-ați cumpărat Coca-Cola? Zim. Ha? Nu e pentru tine. Ok, dar poți să fii mai pragmatic, adică, încă o dată, e cineva care se gândește la... Are prea mult zahăr, mulțumesc. Deci, să știți că prietenii noștri consumatorii, adică clienții noștri, n-au niște valori din astea așa, adică au, dar, de fapt, viața de zi cu zi e foarte pragmatică și foarte așa. Are prea mult zahăr. Nu-mi place deloc și curăță canalizarea, așa, da? Nu-mi place. Ce altceva? Am apă. Ce altceva? Foarte mișto. Deci de astea, așa, pragmatice. De ce nu cumpă lumea Coca-Cola din parc? Da? Hai să vedem. Managerul. Nu-mi e sete. Ce altceva? Foarte mișto. Beau Pepsi. Foarte tare. Hai, gândiți-vă. Deci alerg în parc. Da? Zim. Dăunează grav sănătății. Da? Mai ziceți. Alerg prin parc. De ce n-am cumpărat Coca-Cola? De ce credeți? Nu mă opresc din alergare. Da? Ce altceva? N-am bani la mine. Înțelegeți? Sunt niște motive foarte pragmatice, da? Vă imaginați acel om care nu a cumpărat Coca-Cola, da? Ok? Cum ați încercat tot voi să vă convingeți cu aceste argumente? Cum sunt argumentele pe care le-ați zis prima oară și cum sunt argumentele de a doua oară? Sunt din aceeași chestie, doar că de sens opus? Cum diferă ele? Prima oară era, conține zahăr, dă energie, te răcorește și te hidratează. A doua oară era, nu vreau să mă opresc, e toxică, eu beau Pepsi, am apă la mine, nu vreau să mă opresc, n-am bani. Cam astea erau, da? Vi se pare că sunt cam la fel? Care e diferența între ele? Sunt două diferențe. Cum? Perspectivă. Care e perspectiva ăstuilalt? Celor, azi, că n-am bani, nu beau decât Pepsi și așa mai departe. Este a lui care e. Și este pro sau contra? Sunt pro-uri sau contra-uri? Sunt obstacole sau o facilitatoare de cumpărare?
Este lipsa unui facilitator sau este un obstacol? Este un obstacol, sunt doar obstacole, nu știu dacă ați observat. Sunt doar obstacole. Este toxic, n-am bani la mine, eu nu mă opresc, eu beau Pepsi, eu am apă, toate astea mă împiedică să cumpăr, da? Ce încercăm noi să vindem când vindem cuiva? Pro-uri sau contra-uri? Pro-uri. Deci eu mă duc așa, cu pro-urile mele, care n-au nicio legătură cu ăla de acolo, și încerc să-i vând cola, nu contra, da? Da? Și el nu cumpără din cauza că el are altceva, el are niște contra-uri care sunt ale lui. Înțelegeți? Și atunci, cum am putea să fim mai eficienți în a vinde această Coca-Cola? Și asta înseamnă și să convingem pe cineva, un client. Și asta înseamnă și să vorbim bine cu oamenii din echipă. Asta înseamnă și să ne convingem adolescentul să mai pună mâna pe o carte. Asta înseamnă și să poate să ducem altfel convorbirea aia foarte dificilă pe care o tot ducem acasă pe o temă sensibilă. Cum putem să încercăm să convingem omul să cumpere Coca-Cola? Mulțumesc, păi despre asta e tema, da? Dar cum? Ce am, nu, practic, încă o dată. E vorba de ăștia stururi practice. Deci ce am putea să-i zicem prima oară? Hei, ia-o că e rece? Mama ta să ia că e rece, n-am bani la mine, nu mă opresc și nu știu ce. Zim. Păi tocmai, ok, la ce ai contraargumentat tu acum? N-am bani la mine, da? Deci ce trebuie să faci? Nu trebuie să te uiți la de ce e bine pentru tine sau de ce crezi tu că ai fi bine, ci trebuie să începi prin a te gândi de ce ălalt ar zice nu. Foarte simplu, da? E o tehnică foarte clară. Dacă aveți pe cineva de convins, din echipă sau de oriunde, gândiți-vă că a trecut deja momentul respectiv și că omul v-a zis nu. După care, opa, ok, de ce mi-a fi zis nu? Păi poate, exact. Dar nevoia să nu, încă o dată, deci nu nevoia lui, că nevoia lui poate să fie să bea ceva, nu, nevoia lui e să nu bea Coca-Cola pentru că el bea Pepsi, înțelegi? Aia trebuie să o înțelegi mai bine, da? Și dacă o înțelegi pe aia, ce poți să faci cu ea după aia? Poți să faci ce a zis, o să zic și ție, Matei, ca să nu se supere Romina aici de față, că, da, ce a zis Gabi mai devreme, și anume, te sui pe chestia respectivă, știu că poate n-ai bani la tine, dar... Mă rog, nu poți să te-o dau gratis, că sunt și aici. Cum? Plătești prin Revolut, sau? Mai sunt variante. Mă găsești mâine tot aici. Îți dai seama că dacă se întâmplă chestia asta, eu nu mai cumpăr Coca-Cola decât de la tine? Știi, sunt la New York, aș bea o Coca-Cola, dar nu, eu am un vânzătorul meu, frate, mi-a dat pe gratis. Deci mi-a dat, am încredere în tine, da? Deci, cum am putea, gândiți-vă la omul... de la noi din cartunul dinainte, da? Gândiți-vă că e un șef care încearcă să-și influențeze angajatul să vină înapoi la muncă și angajatul nu vrea. Și tu ce-i zici ca șef? Ce-i zici de obicei? Ia-o că e rece, adică hai că cultura organizațională nu se poate face decât dacă avem schimburile informale la cafea și așa mai departe, da? Scuzați-mă pentru această aserțiune extraordinară, da? Care-i nu-ul lui? Hai să vedem, care-i nu-ul lui? Care-i nu-ul lui? Traficul îngrozitor, mulțumesc frumos, da? Pierd 2 ore în trafic, da? Pe bune, de asta nu vrea lumea înapoi la serviciu, da? Și atunci ai putea să zici, hei, știu că durează 2 ore traficul, dar ceva, ce ai putea să zici? Hai să stabilim o zi în care, să hai în timpul ăla, nu știu, ascultă-ți cartea asta pe care ți-o dăm noi cadou, sau orice altceva, da? De ce mai zice lumea nu? Cum? Sau un program mai flexibil, cât să nu mergi odată cu toate... Era un prieten care zicea urât oamenilor care au ore fixe de plecare și de ieșire, că... de intrare și de ieșire de la serviciu, că îi ocupă o lui strada, să nu fie chiar în orele alea, nu? Deci poți să te caceri peste, hei, știu care ar fi un obstacol, doar că chestia asta cere un pic de, mă scuzați, empatie. De care e asta? Afectivă sau cognitivă? Adică înțeleg? Cognitivă. Trebuie să înțeleg ce-i la omul ăla în cap, da? Hei, știu că te-ai obișnuit să-ți duci copilul la școală. Hei, știu că ai o problemă de sănătate și trebuie să la ora 12 în fiecare zi să nu știu ce. Hei, știu că, sau poate că, dacă nu știm, putem să ghicim, dacă nu... Nu, dacă nu știm, putem să... Există o tehnică ancestrală. Dacă nu știm ce îl împiedică, putem să facem ceva. Ce? Putem să-l întrebăm, e ceva major, da? Nu știu dacă știți. Hei, de ce de adevăratele n-ai vrea să vii? Da? Și s-ar putea să vă zică. Da? Păi, văzurăm cum facem. Ce zic eu aici este că mai degrabă argue on the nose, nu on nose așa, ci
încercați să argumentați pe nu-urile celuilalt, nu pe daurile voastre. Da? Cam asta e parte din empatie. Și acum hai să mergem la empatie cu exact definiția pe care încerc să citesc până acolo. Nu văd. Pe care mi-a dat-o domnișoara mai devreme, și anume să fii, să te pui în papucii cuiva. Folosește la ceva chestia asta? Credeți că e folositor la ceva? La ce? Mai pragmatic un pic? Adică te ajută la ce? Ok, la ce exact? Produsele tale, ok, dacă ești empatic cu clienții tăi, da? La progres, dacă, să-i convingi să facă ceva. Poți să-i motivezi, de exemplu, mai bine dacă ești empatic? Hai să vedem chestia asta. Uite, eu cred, eu sunt șeful și, scuză-mă, poți să, vrei să fii în echipa mea un minut? Da, bine. Eu vreau să vii înapoi la serviciu și tu, nu vreau deloc să vin la serviciu, da? Și atunci ce fac eu de obicei? Asta facem toți. Îmi iau de la mine piesa din puzzle de aici, da? Puzzle-ul meu este mare despre tema asta, da? Eu sunt șef și am văzut cum e să conduci oameni și înainte și în timpul pandemiei și știu ce înseamnă cultura organizațională, ce ziceam mai devreme, știu ce înseamnă ca oamenii să vorbească între ei, știu ce înseamnă să poți să ai încredere și să delegi cuiva pe care îl vezi în ochi și nu pe Zoom și așa mai departe, da? Și iau această piesă de puzzle și vin la tine și zic, hei, vreau să vii la serviciu 3 zile din 5, pentru că cultura organizațională, pentru că nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Și încerc să iau piesa mea de puzzle, să o pun la tine în cap. Merge? Merge? De ce nu merge? Dar de ce nu merge? De ce nu merge piesa mea de puzzle la ea în cap? Nu e tăiată. Nu, nu e tăiată pentru ce? Pentru puzzle-ul de la tine din cap, care e cu tot o altă imagine a întregii chestii. Da? Imaginea ta este, asta e un job. Și așa importanța jobului în viața de zi cu zi a scăzut foarte tare, nu mai e chestia aia, vai de mine jobul. E un fel de între mega și dus copiii la școală, da? Și ai niște alte priorități, ai niște feluri în care ți-ai clădit colaborarea cu oamenii, ai niște... Și ce zic eu, n-are nicio legătură cu ce e acolo. Ce fac eu în mod normal ca ea să primească această piesă de puzzle? Ce facem? Și apropo, cine are copii pe aici? Tot așa facem, să știți, da? Luăm piesa noastră de puzzle. Nu se potrivește, ce facem? A? Dă mai tare, dă mai tare și mai des, dă mai tare și mai des. E cineva care îi spune copilului același lucru în continuu și copilul nimic? Dar spune și mai tare, și mai tare, că poate ajunge acolo la el. Nu, n-ajunge niciodată, niciodată, pentru că e cu totul altceva la el în cap. Pentru că e cu totul altceva la el în cap. Mai pune și tu mâna pe o carte, lasă dracu TikTok-ul ăla de acolo, că nu-ți folosește la nimic. Bam, folosește, că dacă nu mai pe TikTok, nu știu a doua zi. Also, cărțile sunt boring. N-ai mai citit și tu o carte, tu ai citit, te văd acolo, cum poți să treci de 3 pagini? 3 pagini nu zice nimic. Asta e la el în cap, da? Cum am putea să facem copilul să citească o carte? Absolut deloc. Merge? Cine de aici citește carte și copilul nu citește? Bravo. Deci merge cu puterea exemplului. Așa, cum? Cum? Ce ziseră mai devreme cu Coca-Cola? Hai să practicăm. Cum am putea? Hei, știu că... Înțeleg că ce? Că nu-ți place ce. Înțeleg că... Care e contraargumentul lui, da? Înțeleg că e boring, dar... Ziceți, nu știu, dacă n-aveți răspuns la chestia asta, nu puteți. Da? Deci e foarte... Apropo, ce zicea imediat? Ce zicea Andrei mai devreme... Totul e greu, tot ce e greu, tot ce e folositor e greu, e greu. E mult mai mișto să zici, învață că eu am învățat și nu știu ce, citește că eu am citit și așa mai departe. Foarte ușor de argumentat așa, zero participare cognitivă. Nu merge niciodată. E foarte greu să te pui în capul omului ăla din față și să argumentezi pe puzzle-ul lui, da? Hei, știu că e boring cartea asta, dar... acum, să vă văd. Dar, zi... Absolut deloc. Asta este, scuză-mă, ești foarte drăguță, dar este opusul empatiei. Empatia este să argumentezi la omul ăla în cap despre ce e important la omul ăla în cap, pe care... Așa, zi. Ok.
Câte ani are? Câte ani are copilul? Stai un pic. Câte ani are copilul cu care vorbești tu? Da, nu, ăsta cu care vorbești tu. Înțeleg. Dar ce zic eu este că tu vorbești cu un copil care zice cărțile sunt boring. Câte ani are? Hai să e un copil imaginar. Câte ani are? 13 ani. Da? Mulțumesc, da? Hei, sinapsele, cultura, mungiu. Cine? Unul care a făcut un film. Ce film a făcut ăla? Hai să mă uităm la film. Dacă, adică ăla a făcut film. Hai să ne uităm la film prima oară, da? Mai vrei să zic? E greu, e foarte greu, e foarte greu, da? E ca și cum, știu, dar și la oameni maturi merge la fel. Și ce zicea Andrei mai devreme, că nu sunt atât de multe legături între cum tratezi parenting-ul și cum tratezi leadership-ul. Aș vrea să știu care e intersecția aia, zic că e o intersecție, da? Aici cred că e. Felul în care trebuie să fii empatic e cu efort, da? Hai să vedem. Hei, știu că e boring, dar... Da. Ok. Ok, aveți și este timpul vostru, ok. Dar este ceva nou. Mișto. Foarte mișto. Foarte mișto, da. Foarte mișto, foarte mișto. Mai aveți idei? Te rog. Da, doar că asta e altă, da, e o teoria motivației cu promotion și prevention, asta este un fel de prevention, vezi că dacă nu, atunci o încurci, știi? Dar merge, nu știu. Dacă e un băiat de 14 ani, de exemplu, spune că dacă citește Sense and Sensibility, s-ar putea să impresionează gagicile mai tare decât orice altceva. Dacă aude cineva că ai citit Michelle Austin, scuză-mă, o să tot zic, da, prenume diferite, da? Jane Austen, atunci s-ar putea să-i crească ochii tipei, dar plus că e fun să citești. Dar trebuie să ieșiți din patternul normal, trebuie să te duci la omul ăla în cap să vezi. Și cum se întâmplă chestia asta? Ziserăm ce e empatia, capacitatea de a înțelege și nu este capacitatea de a simți, aia e altceva. E foarte mișto să simți când îl vezi pe omul ăla pe jos pe stradă, homeless, da? Empatie înseamnă să înțelegi că e frig și să înțelegi că probabil are niște probleme de adaptare într-un azil și să simți milă pentru el, să-i dai 5 lei, e cu totul altceva. Nu e empatie. E foarte mișto, dați-i 5 lei, dar aia nu e empatie. Empatie înseamnă să înțelegi ce simte omul respectiv. Și omul respectiv este copilul sau e omul de la tine din echipă sau este șeful sau este consumatorul. Trebuie să înțelegi ce gândește și ce simte, da? Și astea două sunt de obicei măsurate, sunt măsurate și în România într-o cercetare globală din 2017, deci destul de recentă. Cum credeți că stăm? Stăm bine sau rău? Cine crede că românii sunt niște oameni mai degrabă empatici? Brrr. Să protestăm. Cine crede că românii nu sunt deloc empatici, sunt varză? Da, n-am vorbit despre asta și avem cel mai mic consum de pastă de dinți, dar nu este asta topicul aici, avem foarte multe lucruri de spus, într-adevăr, e foarte mișto. Da, mai zi ceva. Nu, trebuie să mă gândesc la asta vreo două ore și după aia aș vrea să discut despre chestia asta. Dar ce pot să zic este că empatia... care pare că e o trăsătură a unui popor întreg și pare că una e mai sus și una mai jos, vin eu cu cifre, e fan. Nu e fan deloc, e varză. Se poate educa prin niște metode, adică poți să aplici niște metode ca să devii mai empatic. Și despre asta vorbim acum, dacă mai am timp. Auzi, unde am și eu un... N-am. Bine. Atunci, Dumnezeu cu milă. Cercetarea respectivă este pe zone de pe pământul ăsta. Sunt 11 zone, au împărțit ei în 11 zone. Este Europa, e una dintre cele 11. Și România este una dintre cele 63 de țări discutate. Yay! Să bem pentru empatie, da? Deci, est-europenii sunt ultimii din lume la empatie. Cine se bucură că moare și capra vecinului? Da, bravo. Așa. Și România este pe locul 54 din 63. Varză. Să ne fie rușine. Nu, de ce?
Adică să ne fie rușine că ce? Păi da, asta e altceva. Una e să-ți asumi și alta e să-ți fie rușine, da? Zic. De care credeți că suntem mai varză? La aia cognitivă sau la aia afectivă? Adică credeți că suntem mai varză în a înțelege ce simte ăla din fața noastră sau la a înțelege ce gândește? Cognitiv. Cine zice cognitivă? Cine zice afectivă? Da? Aveți dreptate aia care zic că suntem mai varză la aia cognitivă, într-adevăr, da? Dar nu foarte bine nici la ailaltă, da? La 54 din 63 ăsta e alcătuit din locul 48 din 63 la empatia afectivă. Cât de cât mai înțelegem cum se simte omul ăla din fața noastră? Copilul, șeful, omul din echipă, da? 59 din 63. Eu cred că nu ne pasă. Eu cred că suntem... Frate, dar asta e piesa mea din puzzle. E a mea. Bag-o acolo, la tine acolo, da? Exact așa funcționăm. Hai să vedem cum am putea să facem să fie bine, să nu fie rău, da? O să vorbim puțin despre empatie cognitivă, despre ce crede celălalt, o să vorbim despre empatie ciudată, un nene Jonathan Haidt care zice despre empatia de valori, în ce crede celălalt și o să vorbim puțin despre empatia afectivă. Cum simte celălalt, da? Despre empatia cognitivă. Cum faci... Ce vreți să faci? Hai să vedem cu angajatul, că suntem la zilele biz de management, da? Nu cu copilul să citească, da? Cum faci să afli de ce angajatul tău nu prea vrea să vină la serviciu înapoi? Vorbești cu el, foarte mișto, da? E un tip pe care îl cheamă Adam Grant, care a scris o carte mișto anul trecut, care se numește Think Again, în care descrie trei tipuri de voci cu care vorbești cu omul respectiv, cred că le-am scris puțin mai încolo, dar e important să le zic acum. Voce de, nu știu, newspaper person, de reporter, da? Vocea de reporter este, hei, eu lucrez la canalul Discovery și aș vrea să fac un reportaj despre de ce oamenii, care e atitudinea oamenilor după ce s-a cam terminat cu pandemia, despre întoarcerea la serviciu, da? Cum e pentru tine o zi normală? Ai vrea să te întorci, n-ai vrea să te întorci, cam cât ai vrea să te întorci, cam dacă ai fi șef, cam cum ai face, cam care-i programul tău acum, ce s-a schimbat după pandemie, cum ți se pare un fel bun de a împăca asta cu cultura organizațională, deci întreabă omul, da? Și s-ar putea să ai surpriza să-ți spună. S-ar putea să nu-ți spună tot, că nu o să-ți spună, că știi, eu mi-am pus tenis în fiecare zi de la 10 și, scuze, nu mai pot să merg la tenis, ceea ce, da, asta nu o să-ți spună, da? S-ar putea să-ți spună o grămadă de lucruri. Mai sunt două voci. Una este de, Adam Grant le zice, de prosecutor, de procuror, și aia este de preacher. Da? Aia de procuror este, de ce nu vrei, mă, să vii la serviciu? Toți aia vin la serviciu, da? Deci toate companiile de aici, noi suntem singurul etaj, care, uite, am luat laptopurile astea, așa, se pune praful pe ele, v-am pus scaune de alea de gameri, ați vrut scaune de gameri în 2019, v-am adus scaune de gameri și nu veniți. De ce nu veniți? O să vă răspundă la întrebare, de ce nu veniți? Da? Sau preacher, să știi că cultura organizațională e ceva care nu se poate face de acasă. Îți spun eu că știu mult mai bine și pam, 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 pam. De ce nu vrei și tu să vii, să contribui la mama ta, da? Care dintre vocile astea sunt cele mai proaste? Deci de reporter, de prosecutor sau de preacher? Ultimele două. Pe care le folosim? Da? Pe care le folosiți cu oamenii de la voi din echipă? Sorry. Pe care le folosiți cu copilul? Când nu sunteți de acord? Auzi, dar de ce? Da, exact, exact. Știu eu mai bine, da? Am mai trecut pe aici, da? Da, nu cred că... Care e scopul acestui interviu? Scopul acestui interviu este foarte, foarte clar. Scopul acestui interviu e o chestie care se numește ciudat, ideological Turing test, nu contează. Scopul acestui interviu este să poți să-i redai omului, după ce ai vorbit 5 minute cu el, sau 10 minute, sau cât ai vorbit, într-un minut, care este puzzle-ul de la el din cap, care este poziția lui pe tema respectivă, astfel încât să zică, băi, ai zis atât de bine, nici eu n-aș fi putut să zic atât de bine. Da? Deci eu cred că tu, ție ți se pare că lucratul la distanță este mai bun pentru tine în mod special, pentru că chestia asta îți dă flexibilitate, pentru că nu te pune în 2 ore în trafic, nu știu ce, pentru că nu ți accentuează frica de nu știu ce și pentru că îți dă posibilitatea să-ți vezi de chestiile pe care le-ai îmbinat în timpul ăla de 8 ore, nu știu ce, nu știu ce. Și tu să zici, bă, da, da, aia e, exact așa. Da? Empatia nu înseamnă să fii de acord. Empatia nu înseamnă să zici, băi, eu cred că așa e bine. Nu.
Trebuie să zici așa, e, doar după aia poți să începi să convingi, să motivezi sau să influențezi, după ce ți-ai dat seama ce-i la om în cap și omul ți-a validat. Hei, așa e cum îți zic eu, da. Da? Ia întrebați-vă copiii de ce nu citesc. Da? Să aveți niște, chiar întrebați atunci când e mai caldă atmosfera între voi, ce e mișto, bă, ai zis și mie care e cioaca cu citit. Bă, zic eu care e cioaca cu citit. Dacă mă vede cineva cu o carte, face mișto de mine. Da? Aia e problema. Da? Nu știu dacă știți cu vaccinatul, ăsta a fost una din problemele majore în orașele mici la sat, că doamnele în vârstă nu vreau să fie văzute de către colegele de la... Adică știu că au fost oameni care și-au convins bunicile să se vaccineze cu condiția să nu zică la nimeni. Da? Contează chestia asta foarte tare. Da? Da? O să vedeți că ce e la celălalt în cap diferă total de ce e la noi. Ce e important pentru celălalt diferă foarte tare. Drept pentru care faceți efort, e greu, faceți efortul să vedeți de ce omul ăla preferă să lucreze de acasă. De ce omul ăla preferă să, nu știu, aveți în echipă oameni care au la rândul lor în echipă oameni? Cineva? E atât de șef încât să aibă niște subalterni care sunt șefi? Ok, o să aveți niște subalterni care sunt șefi, șefii altor oameni și nu deleagă, sunt micromanageri, da? Trebuie să afli de ce. Trebuie să afli ce îl face pe omul ăla să nu delege, să stea până la două noaptea, făcând Excel-uri pe care trebuia să le facă altcineva, contabilul, dacă se poate, da? Trebuie să înțelegeți de ce, pentru că dacă îi zici, nu mai faci așa, trebuie să faci așa pentru că așa zic eu, sau trebuie să faci asta pentru că îți scutește timp. Nu-mi pasă de timp, eu sunt perfecționist, eu vreau să iasă perfect. Eu dacă nu iese perfect, nu dorm noaptea. Ah, ok, înțelegi? Dar trebuie să înțelegi chestia asta, e puțin greu. Și după aceea trebuie să argumentezi acolo. Și, da, din păcate, unii oameni nu o să zică adevărul, o să raționalizeze, o să zică ce vrei tu să auzi sau ce vrea el să audă. Aici trebuie să fim psihologi. 10 minute, jumătate de oră. Se poate? Jumătate de oră? Cine vrea 10 minute? Cine vrea jumătate de oră? Glumit, 10 minute, cum adică e șefa mea aici? Cum vă puteți gândi că ce-i democrație aici? Doamne, ferește! Bine, s-ar putea să nu zică chiar tot ce e de zis. Ce vreau să zic este că foarte des vorbim așa, vă recunoașteți aici? Că toată facem efort și vorbim așa, dar nu e bine. Pentru că asta e greu, e greu de tot. Și mai e o problemă aici, în afară de asta cu trei voci, vorbim pe o voce care nu trebuie, mai e asta, la celălalt e problema. Și facem un experiment, da? Ce apă plată cumpărați? Ce apă plată cumpărați? Pe bune. Dorna. Ce apă plată cumpărați? De care? Aqua de care? Pe Perla Moldovei. De care? Zizin, Carpatica, da? Eu o să vă rog, pentru că Romina, aici trebuie să știu cum te cheam, a zis Zizin, o să vă rog pe toți ca de acum încolo să cumpărați Zizin. Nu așa că vreți să mă bateți? Dacă vreți să-mi dați, cum adică, nu? Ca, cine a simțit în ficat un fel de mama ta să cumpere Zizin? Deci, așa, mulțumesc frumos, dar ce dracu ai cu mine? E apă plată, e apă de la robinet cu niște vrăjală în ea, da? Cum este să te rog să-ți schimbi stilul de viață, să vii la serviciu? Deci, încă o dată, în momentul în care, sunt niște studii foarte simpatice, care arată că atunci când încercăm să schimbăm părerea cuiva, e ca și cum îl atacă un tigru, sunt niște ceva amigdala, niște vrăjele acolo, știu ce zic, dar e puțin important, da? Am pus un functional MRI acolo ca să vă impresionez, da? În momentul în care încercăm să convingem pe cineva de ceva care e despre care îi pasă, este ca și cum scoatem bâta de la stop, ne dăm jos, fiecare om, nu? Aveți? Cine are bâtă în mașină? Vai de mine! Nu mă așteptam! Ok! Scoatem bâta, lasă, am glumit, acum încerc să treci, da? Scoatem bâta din mașină și mergem la el și e așa. Și copilul, și omul de la noi din echipă, și șeful pe care încerci să îl convingi să-ți dea o responsabilitate în plus, și consumatorul pe care vrei să-l convingi să cumpere Coca-Cola. Se simt în creier, în creierul ăla profund, ca și cum ai luat o bâtă și faci așa la ei, da? Așa se simt oamenii, să știți. Când încercăm să-i convingem de ceva. Rezistență totală. Lasă-mă, dracu, în pace, da? Așa încât combinația de prosecutor voice cu... Eu oricum mi-am clădit aici niște creneluri și mi-am pus trei ziduri și încălzesc aici smoala, ălălaltă e cu prosecutor, e un război, da? Războiul ăsta nu poate fi câștigat niciodată. Este cu hai să înțelegem ce e la omul ăla în cap și să ne adresăm chestiilor de la omul respectiv din cap, după ce el l-a mapat. Da? Deci, ce vreau să zic este asta, că primul pas e să îi poți reda celuilalt ceea ce crede, astfel încât să zică,
wow, exact așa gândesc, chiar m-ai înțeles. De aici încolo putem să începem să-i explicăm, să-l motivăm, să contraargumentăm, dar doar de aici încolo. E cineva care se ceartă în mod constant cu cineva apropiat sau cu cineva de la serviciu? Sau... Nimeni nu se ceartă cu nimeni? Ok, totul. Bâta, bravo. Așa. Credeți că puteți să faceți asta? Acum, dacă vă întreb, credeți că puteți să-mi spuneți mie ce gândește persoana cu care vă certați în mod constant? Eu nu cred. Faceți efortul ăsta. Merită. Că după aia o să vă certați pe cu tot o altă temă. Adică o să vă certați pe aceeași temă, pe cu tot alte plaiuri, ca să zic așa, da? Bine, cred că mai am vreo 7 minute, așa încât o să vorbim foarte repede despre asta. E un nene pe care îl cheamă Jonathan Hyde. Cred că e foarte popular în România pentru că Paul Olteanu tot citează metafora cu călărețul și elefantul, da? Care este de la Jonathan Hyde. Jonathan Hyde a scris o carte și a făcut o cercetare foarte simpatică despre 6 autostrăzi morale, să zicem, 6 feluri de valori pe care argumentăm și contraargumentăm. Și el zice că sunt, le găsiți, asta e cartea, aici găsiți cercetarea lui, și astea sunt ele, el a făcut ca pe niște continuum de la bine la rău, da? Care, harm, fairness, cheating, liberty, oppression, loyalty, betrayal, authority, subversion și sanctity, degradation. Aici, de exemplu, cei care se împotriveau chestiile aia cu gay au voie să se căsătorească, era sanctity degradation, adică dacă scrie asta în Constituție că au voie, asta înseamnă că căsătoria mea nu mai are niciun fel de sens, pot să mă șterg cu ea la fund, da? Pentru că nu mai înseamnă nimic, asta înseamnă sanctity degradation. Pe toate astea, cred că ce zice spune, da? Ce zice spune, mai bine de atât nu pot să zic, da? Decât ce zice spune, este... Aș vrea să fac un tricou cu ce zice spune, da? Ce facem noi este că noi încercăm să ne convingem șeful sau subalternul sau copilul pe una din valorile astea. Și el zice că nu pe una din valorile astea, care e alta. Și un fel de... Îl aud pe ăla. Jonathan Haidt vorbește foarte mișto despre chestia asta în contextul disensiunilor între democrați și republicani. Îl aud pe la ce zice, înțeleg argumentul lui, mă doare în fund. Absolut deloc nu mă interesează. Pentru că pentru mine, ăștia sunt democrații, de obicei ăștia sunt republicanii, da? Bă, hai să le dăm la niște oameni ceva, pentru că sunt și oameni săraci de ei, nu știu ce. Băi, frate, am votat bugetul deja, lasă-mă în pace. Și dacă iei de la aia, dacă dai la aia, trebuie să iei de la alții, da? Amândouă sunt argumente foarte bune. Ăsta cu fairness-ul n-ajunge la alalt. Ăla zice, da, să le dăm, mă, oamenii ăia mor pe stradă. I don't care. Sau, hei, nu e drept să iei de la nu știu ce, să dai la nu știu ce. I don't care. Hai să vedem cum e cu statul la serviciu. Pe care credeți că argumentează un șef aici? Cred că asta mai degrabă, loyalty betrayal, da? Loyalty față de firmă. Hei, vino să fim toți împreună, să fim loiali, să clădim nu știu ce. Pe care credeți că contraargumentează cel puțin la el în cap? Care, zi-mi? Liberty, oppression, cred că aici sau aici. Să știți că de câte ori îi iei cuiva ceva pe care l-ai dat, nu simte că l-ai luat înapoi, simte că i l-ai furat. Adică încercați să vindeți ceva, încercați, e cineva care a promovat un produs gratis timp de 3 luni? Hei, am această chestie, uite, gratis 3 luni, după 3 luni îi punem preț. Dar i-am zis de la început, da? Cum s-au simțit oamenii după 3 luni când ai pus preț? Da, a mai cumpărat cineva? Înșelați, mi-ai băgat mâna în buzunar, măta. Nu, e al meu, dai că e... Bă. Înțelegeți? E la fel și când chem oamenii înapoi la serviciu. Hei, mi-ai dat ceva, acum mi-l iei înapoi, nu-i drept. Apropo, e cineva care are copii și care n-a auzit niciodată chestia, nu e drept? Da, este... Nu vorbesc de ce e logic, scuză-mă, dar tu... A, apropo, da, nu, da... Argumentele bune nu conving, trebuie să te duci și să te duci la om în cap, da? E, ideea este că ce trebuie să facem să ne extragem de acolo de unde argumentam noi înainte și să ne ducem pe autostradă lui alt, cu alt tip de argument. E greu, dar nu funcționează altfel. Puteți să faceți, n-avem timp să faceți și experimente acum, dar puteți să vă gândiți cum ar fi să argumentați pe fairness sau pe liberty oppression la... pentru omul care trebuie adus la serviciu. Trebuie convins, trebuie motivat să vină înapoi la serviciu. Da? Da. Absolut, absolut. De-aia te duci la valoarea lui, aia care e mai importantă. De exemplu, dacă eu sunt republican,
nu o să zică stuia că nu-i fair să nu mai dăm, nu știu, grădiniță gratis la imigranți, o să zic că o să sufere veteranii care stau în spitale și nu mai au bani pentru că din bugetul ăla întregi. Deci suferă cineva. Mă duc la chestie pe care a făcut-o. E greu. E foarte greu. E foarte greu. Trebuie să-mi schimb cu tot argumentația. Adică dacă pentru un copil e unfair să fac chestia asta, câtă vreme toată lumea merge la untold, numai pe mine nu mă lași, da? Asta e la el în cap. Nu, și la tine în cap este care harm. Nu te duci acolo că o să te fure și în general droguri și ceva, da? I don't care about valoarea ta, da? Valoarea mea este că e unfair. Du-te și convinge-l pe fairness. Cumva, nu știu cum, e foarte greu, încă o dată, da? Sau copilul care vrea să convingă, trebuie să convingă pe care harm. Hei, mama, uite, știu ce crezi. Știu că tu crezi că sunt prea mic ca să merg la asta. Știu că crezi că o să mi se întâmple ceva nasol. Știu că crezi că nu ești acolo să mă supraveghezi. Știu că te doare burta, că e prima oară când plec. Știu că ai văzut la televizor că ia dau droguri acolo gratis la intrare, da? Nu, cred că la Nevers era asta, nu? Da? Știu că ai văzut că s-au bătut niște țigani cu săbii. Știu toate astea. Dacă sunt în stare să zic dar și să argumentez cumva la asta, nu la hei, și pe ăla lasă, și pe ăla lasă, și pe ăla lasă. Asta e zero argument. Argument pentru mine este, hei, eu aș vrea să cumpăr Coca-Cola asta pentru că mai am 3, știți, în piață, cu hai, luați legătura mea de pătrunjel, mai am 3 să plec acasă. Câteodată merge, știți, dar nu e empatie deloc, da? Bine, și după aia mai am una. Deci, în concluzie, e greu. E greu și prima, e greu și a doua, ce să facem? Greu. Asta afectivă nu știu, habar n-am. Deci, la asta afectivă este... Am un singur slide, care e ăsta. Și vreau să vă rog pe doamne, eu sunt cu studii, și cu, nu cu studii, eu sunt cu studii, ci eu citesc și citez studii. E un studiu care zice că femeile sunt mult mai bune la empatia afectivă decât bărbații. Femeile înțeleg mult mai bine când intrăm într-o conversație că, de fapt, eu sunt obosit și mi-e frică de subiect. Care sunt două lucruri, aici zic due diligence afectiv de trei ori, da? Unul este cum se simte omul respectiv pe problema respectivă. Hei, vină înapoi la serviciu, cum se simte cel din fața mea? Cum se simte? Hei, încearcă, tu încerci să-ți aduci oamenii la serviciu, cum se simte? Marius, să zic și ție Marius, ca să nu se super rog. Îl știu și pe omul ăsta, să știți. Nedreptățiți, da? Dar înțelege că se simt nedreptățiți. Înțelege că tu atunci când zici, nu este rea voință, ci oamenii chiar se simt nedreptățiți, da? Al doilea lucru este cum se simte în momentul ăla. Adică dacă vedeți că omul e cu nasul roșu și cu ochii vag roșii, da? Un bărbat adevărat se duce și zice ce are de zis, nu? Frate, da? Nu, momentul contează mai mult decât orice, da? Deci dacă vezi că e o problemă, hei, ești ok? Înțelegeți, da? Deci cum se simte omul în general și cum se simte față de subiectul respectiv. Și mai e o chestie pe care nu o facem niciodată, din păcate, este să ne facem nou audit afectiv. Adică cum ne simțim noi în momentul în care începem discuția. Pentru că noi suntem perfecți, nu-i așa? Cine e perfect de aici din sală? N-a vrăjat. Toți sunteți perfecți de aici din sală, așa credeți, da? Și eu cred la fel că sunt perfect. La mine chiar e adevărat. Și uite, de exemplu, am o prietenă, am făcut o cercetare cu niște CEOs și o prietenă pe care am intervievat-o mi-a dat seama că a avut un... Nu înțelegea de ce pe niște oameni din exact de sub ea, ea făcea interviurile. Pe o persoană a angajat-o, pe cealaltă n-a angajat-o. Diferența de 3 zile între interviuri, pe care stătea și reflecta, bă, da, oamenii ăștia erau chiar la fel. Aveau aceeași fel de CV, erau cam la fel la interviu, puteau să facă cam același lucru, de ce pe cineva am angajat și pe celălalt nu? Pentru că așa dat seama că un interviu a fost dimineața, când era morocănoasă, și unul mai după masă, când ea era mișto. Și și-a turnat cenușă în cap, nu știu ce a mai făcut după aia, dar și-a pus de atunci încolo toate interviurile la o anumită oră, când era mai prietenoasă. Da? Deci trebuie să ne facem și nouă un audit în momentul în care încercăm să vorbim cu copilul, să nu fie imediat după ce am stat în trafic o oră jumate. Hei, mai pune și tu naibii mâna pe o carte, pentru că uite, dacă nu ajungi ca șoferul ăla de tir care mi-a tăiat calea și uite ce, nu știu ce, nu știu ce. Da? Apropo, cred că șoferul de tir e foarte bine. Bine, mulțumesc că m-ați răbdat și după ora închiderii. Mulțumesc că v-ați jucat cu mine, apropo. Dacă e ceva pe care l-am zice mamei sau cuiva, un lucru pe care l-am zis eu în ora asta, ce-ar fi? A,
Asta a zis Andrei Pitici, dar e foarte mișto. Trebuie să nu te oprești din învățare. Foarte, foarte mișto. Mulțumesc, da? Ok, da. Să shape piesa de puzzle, să o, nu știu, decupezi, cred că asta era. Traforaj, cred că se numea o chestie când era mic. Astfel încât se potrivească la în cap. E foarte greu, pentru că prima oară trebuie să documentezi care e forma de la el din cap și a doua să shape argumentul cât se încape acolo. Te rog. Ai dreptate și succes. Adică, e o discuție mare, mare de tot între manipulare și persoasiune, e o discuție Richard Taylor care zicea cu nudges, e o discuție lungă, academică și în lumea practică despre unde se termină persoasiunea și unde începe manipularea. Dar dacă ai oameni pe care trebuie să-i conduci, îți urez succes să îi educi, să-i lași să se prindă singur că trebuie să vină înapoi la serviciu. Cum e Robert? Vine lumea înapoi la serviciu dacă îi lași și îi educi? Ce? Cool. Mai iau un lucru și după aia dacă vreți să-mi ziceți 5 lei de bucată. Ce altceva un lucru l-ați mai zice mamei? Te rog. Pe autostrada lui, ok? Bine, mulțumesc frumos de tot, sper că v-a folosit și zilele biz! Yay! Mulțumesc frumos! Radu, mulțumim tare mult, o plăcere și o bucurie să te ascultăm de fiecare dată și mai ales modul în care ne provoci să dezvoltăm diferite subiecte și perspective este unul care în mod cert ne și relaxează pe toți, pentru că văd așa în general un zâmbet pe chipurile voastre, ceea ce este foarte important. Aceasta a fost ziua de leadership. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost aici alături de noi. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost de partea cealaltă a ecranelor. Vreau să le mulțumim frumos și partenerilor acestei zile și anume Penny, NTT Data, Danone, Schneider Electric și Siviero Maria. Mâine să fie ziua de media și marketing. Mare, mare atenție! Mâine, spre deosebire de restul zilelor, ne vom vedea de la ora 10, deci cu o oră mai devreme, nu de alta, dar avem un line-up absolut senzațional pe care vă sugerez să nu cumva să îl ratați. Acestea fiind spuse, ne revedem în curând, adică mâine la 10, aici la Zilele Biz. Am trecut prin antreprenoriat, am trecut prin inovație cu succes și prin leadership. Hai să vedem acum ce facem cu produsele noastre și cum putem să ajungem cu succes la clienți. Până mâine, să avem o după-amiază și o seară cu relaxare și inspirație. Mulțumesc frumos, Alex Grecu sunt, ne reauzim în curând.